Să mulțumesc făleștenilor pentru faptul că am avut ocazia să-i vizitez astăzi. Lucrurile astea se vor întâmpla regulat. Am început o întâlnire cu agricultorii. Acolo am discutat care sunt problemele și ele sunt multiple. Le vom aborda pe rând. I-am informat că vom analiza posibilitatea de a crește fondul de subvenționare cu încă 600 de milioane de lei la următoarea rectificare bugetară. Nu este suficient, vom lucra mai departe să identificăm resurse ca să alocăm în acest sens. După care am avut o întâlnire foarte productivă cu primăriile, cu primarii și primărițele. Acolo, de asemenea, am identificat o serie de probleme și de constrângeri, inclusiv de reglementare care trebuie să le scoatem. Asta dincolo de faptul că, în continuare, trebuie să identificăm resurse financiare, să suplimentăm, de exemplu, proiecte de succes gen satul european. Am constatat că sunt foarte multe primării care deja au beneficiat de aceste resurse. Proiectul este foarte bine primit, este productiv din punct de vedere social și asta ne încurajează să suplimentăm resursele și acolo ori de câte ori va fi posibil. Am mai menționat un lucru foarte important pentru primari și pentru cetățeni să cunoască. Satul european va fi un proiect perpetu și corespunzător satele vor putea gradual să-și crească infrastructura, să-și îmbunătățească școlile, grădinițele, drumurile, apeducturile, iluminatul stradal și așa mai departe, ca să ajungem să avem sate, cum zicem noi, europeni, ca și în Europa. Am făcut o promisiune tuturor că Republica Moldova, guvernul, va accelera procesul de ajustare a legislație și de transfer a acquis-ului comunitar în legislația Republicii Moldova pentru ca să avem aceleași reguli ca și în Europa. Aceasta ne va ajuta foarte mult în procesul de integrare europeană și să accesăm cât de curând fondurile de preaderare. Încă o dată, foarte și foarte important, pentru noi, integrarea europeană, aderarea la Uniunea Europeană este în primul rând o politică internă, o politică de a construi Europa aici, la noi, acasă și de asta este foarte important să colaborăm și să vorbim la nivel de cetățeni, la nivel de administrație publică locală. După care am avut o ședință foarte scurtă și productivă cu serviciile desconcentrate, unde am punctat foarte clar problemele identificate pe parcursul zilei, dar și am dispus foarte explicit că serviciile desconcentrate trebuie să deservească cetățenii și mediul de afaceri, trebuie să fie exclus orice formă de împiedicare a activității, orice formă de hărțuire eventuală, fie agenților economice, fie a unui serviciu prost, de proastă calitate cetățenilor. Asta vreau să vă spun. Stimați colegi, avem posibilitatea să preluăm câteva întrebări, pentru că este presă locală, Nord News, vă invităm. Mulțumesc frumos. Domnule prim-ministru, dacă să trecem în agenda, care sunt totuși principalele probleme enunțate de agricultorii din Raionul Fălești, dar și a reprezentanților, a primarilor de aici, și dacă guvernul are capacitatea de a intervine și de a-i ajuta? Uitați-vă, ca întotdeauna, orice fie agent economic din sectorul agricol sau orice primar dorește mai mulți bani. Asta era dominanta, că trebuie tot mai mulți și mai mulți bani pentru programele pe care i-au început să le implementeze. O parte din trânsele deja produc rezultate și respectiv au solicitat aceste suplimentare de resurse. În plus, agricultorii au exprimat anumite solicitări legate de reglementări, legate de noua infrastructură a asigurării calității în domeniul sectorului alimentar, în mod special Agenția Națională de Securitate Alimentară. Acolo, de asemenea, sunt modalități de a
crește calitatea serviciului către agricultori. Aici mă refer la suplimentarea capacităților de laboratoare și așa mai departe. Și asta este important atât pentru a asigura o roadă mai bună, cât și pentru a asigura capacitatea de export a produselor agricole. În ceea ce privește primarii, dincolo de anumite reglementări care cumva împiedică activitatea la nivel local, de asemenea, solicitarea majoră a fost suplimentarea resurselor pentru ca să poată să construiască drumuri, să aibă apă, canalizare. Este evident, s-a invocat acest apeduct care este magistral pentru raionul Fălești. Aici guvernul va analiza posibilitatea de accelerare a dării în exploatare și efectiv al pune să funcționeze. Pentru că asta ar rezolva problema la mai multe localități de aici. Inclusiv s-a invocat la agricultori, dar nu neapărat legat de apeduct, la agricultori s-a invocat problema cu capacitățile de irigare. Aici guvernul va veni în acest an cu 3 proiecte majore, în total peste 50 de milioane de euro, unde 3 regiuni mari ale Republicii Moldova vor beneficia de capacități suplimentare de irigare. Asta pentru agricultură. Mulțumim frumos, trecem la colegii de la Chișinău. Domnul Recean, președintele Ucrainei, domnul Zelenski, a anunțat că din informațiile pe care le are, rușii ar dori să deschidă un al doilea front pe teritoriul Republicii Moldova, în regiunea transnistreană, și ar dori să preia controlul asupra aeroportului Chișinău pentru a-și permite mobilizarea trupelor sau deplasarea acestor trupe. Sunt niște informații, evident, foarte grave. Care este situația, dacă ce cunoașteți la acest... Eu am menționat de mai multe ori și am menționat nu doar eu faptul că au existat și există în continuare mai multe scenarii de destabilizare. Ele comportă mai multe elemente, inclusiv cele pe care le-ați menționat dumneavoastră din cuvintele domnului președinte Zelenski, dar am mai menționat că instituțiile noastre sunt pregătite să facă față unor astfel de provocări. Ziceam, noi am trecut printr-o perioadă destul de volatilă în toamnă și instituțiile statului au făcut față. Avem deja o experiență destul de solidă, ne-am consolidat capacitățile și suntem pregătiți pentru diferite scenarii care să vizeze securitatea Republicii Moldova. Am să menționez, obiectivul nostru este să asigurăm pacea și stabilitatea, inclusiv în raport cu ce avem de făcut în raport cu zona din stânga Nistrului. Iarăși, Republica Moldova optează pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistrian și noi trebuie să ne aliniem obiectivele în ceea ce privește securitatea, în ceea ce privește pacea și stabilitatea din regiune. Acest scenariu cunoașteți? Este unul real? Sunteți informați? Deci există multiple scenarii. A fost menționat doar unul din scenarii, dar există multiple scenarii și ele persistau nu doar acum. Aceste scenarii se perpetuează din momentul în care Rusia a declanșat război în Ucraina. Oferim posibilitatea și colegilor de la TV Nord, vă rog. Vreau să ne spuneți cum vedeți demilitarizarea Transnistriei. După cum am spus, Republica Moldova s-a angajat într-un proces care presupune soluționarea exclusiv pe cale pașnică a diferendului transnistrian. Asta înseamnă că Rusia trebuie să-și evacueze armele, trebuie să-și evacueze armamentul, trebuie să-și evacueze munițiile. Federația Rusă chiar și-a asumat această obligațiune de nenumărate ori. Trebuie să ne asigurăm că chiar o și îndeplinește aceste promisiuni. Asta și înseamnă demilitarizarea, evacuarea acestor arme și muniții care sunt și soldați, efectiv militari, care se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova.
Mai avem puțin timp la dispoziție, avem o întrebare din partea colegilor de la Nord News. Domnule Recean, cât de des veți veni în teritoriu, care va fi următorul raion și când veți veni la Vâlci, pentru că de obicei acest municip este cumva ignorat de autoritățile centrale? Nu știu de ce dumneavoastră caracterizați, a fost chiar și o decizie, o ședință de guvern. Aceste vizite vor fi, cu rare excepții, săptămânale. Da? Foarte multe vizite vor fi și vizite surprize, da? Ca să ne asigurăm că lumea nu se pregătește, că iată vine prim-ministru, haideți să ne pregătim să putem să răspundem la întrebări. Obiectivul meu nu este să controlez pe cineva. Obiectivul meu este să aflu care sunt problemele și să găsim soluții. Și ceea ce ne arată mie experiența, atunci când lumea este pe nepregătită, este mai deschisă și problemele sunt mai la suprafață decât atunci când, iată, anunți că vine prim-ministru și atunci lumea deja își pregătește răspunsurile la întrebări. Penultima întrebare de la Sergiu. Domnul Recean, în ultimele săptămâni au plecat foarte mulți judecători din sistem și au ajuns la demisia. La mijloc vorba despre un boicot din partea judecătorilor care nu vor să treacă acest procedură de vetting, pre-vetting, evaluarea extraordinară a judecătorilor. Există pericolul, specialiștii spun, că ar putea să stăm la un blocaj în sistemul de justiție, să fie tergiversate dosare. Înțeleg întrebarea. Reforma justiției este cea mai dificilă, am spus. Reforma justiției este cea mai dificilă și în același timp ea este fundamentală pentru un stat de drept, pentru un stat care se dorește să construiască o societate prosperă. Și nimic, aici garantez, nimic nu ne va stopea această reformă să aibă loc. Dacă vom determina că acesta este o mișcare de sabotaj, există alte instrumente pe care noi le vom aplica pentru ca să avem organele de autoguvernare în justiție funcționale și care să mai departe să autocurățe sistemul și să avem o justiție corectă. Da, înțelegem că va fi dificil, da, înțeleg că vor fi anumite întreruperi, anumite urcâșuri, coborâșuri și așa mai departe. Dar sunt convins că doamna ministră, împreună cu colegii de la minister și cu asistența generoasă pe care o avem de consultanță din partea Uniunii Europene, dar și altor state pe bilaterală, vom găsi soluții tehnice să depășim absolut, dar absolut orice impediment în calea reformei justiției. Stimați colegi, ultima întrebare pentru ziua de astăzi, televiziunea Nordului. În ultima perioadă, tot mai des se survolează spațiul aerian cu rachete. Cât de importantă este securitatea antiaeriană? Ați răspuns la întrebarea asta, este foarte și foarte importantă. Republica Moldova a solicitat ajutor în acest sens pentru asigurarea securității antiaeriene. Aceste demersuri urmează să fie continuate. În acest an am alocat buget suplimentar pentru domeniul protecției antiaeriene și noi vom continua să avem demersurile necesare pentru ca să putem să ne protejăm țara și în spațiul aerian, dar și în general să avem o capacitate de apărare. Stimați colegi, vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc tare, tare mult. Ne vedem cu următoarea ocazie, când neapărat o să ne vedem. La revedere! La revedere.